Doamnelor și domnilor, este ora 9, eu sunt Dan Gabor, bună dimineața, bun găsit la știri, la mulți ani tuturor copiilor. 1 iunie este ziua în care, an de an, copiii din toată țara își duc părinții și bunicii în universul lor la petreceri colorate, în castele sau în parcuri de distracții. Alții aleg să fie politicieni pentru o zi. De ziua copilului, porțile Parlamentului României se deschid pentru cei mici. La Senat, de exemplu, copiii sunt așteptați cu numeroase surprize. Colega mea, Marina Filimon, se află acolo și vine cu detalii. Bună dimineața, Marina, ce se întâmplă acolo? Bună dimineața, Dan, bun găsit tuturor și la mulți ani, dragi copii! În primul rând, vă mulțumim că ne amintiți în fiecare zi cum e să fim din nou copii și mai mult decât atât, astăzi vă mulțumim noi. Prin ce? Prin o mulțime de evenimente pregătite și dedicate special pentru voi. Cel puțin astăzi, la Senat, unde ne aflăm și noi, este a patra ediție la care Parlamentul își deschide porțile pentru copiii care sunt nerăbdători să vadă cum arată Senatul României, să viziteze fiecare cameră de aici. Sunt așteptați din moment în moment să apară aici unde, pe lângă minunatele obiective pe care le pot vizualiza, aceștia vor avea și ateliere de creație, vor avea mai multe standuri la care vor primi, bineînțeles, cadouri, pentru că ce e mai frumos de 1 iunie decât să primești un cadou? De asemenea, în curtea Senatului se vor organiza din nou alte evenimente, vor fi prezenți inclusiv astăzi cai Jandarmeriei Române. După cum am văzut ieri la Ministerul Afacerilor de Interne, a fost un deliciu pentru ei, au fost foarte curioși, iar caii cei mai prietenoși. Semn că se înțeleg foarte bine. Așadar, de la ora 10 sunt așteptați copiii. Primii care au luat cu asalt Parlamentul României sunt turiștii, bineînțeles. După cum vă spuneam, chiar și în incinta Senatului se vor afla o mulțime de standuri, standuri dedicate special pentru copii, standuri la care vor găsi diverse lucruri, de la agende, pixuri, broșuri, de prezentarea Parlamentului, până la alte jucării și mici lucruri care să-i facă ca să se bucure astăzi. Surprizele, în schimb, vin mult mai târziu pentru că Parlamentul va fi deschis inclusiv până la ora 16. Așadar, îi așteptăm pe cei mici și revenim cu mai multe detalii despre frumoasele activități care se vor desfășura aici și în jurnalul orei 10, Dan. Marina, îți mulțumim!